Echipa de medici și asistente condusă de profesorul universitar dr. Horațiu Suciu din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș a efectuat joi, 2 aprilie, primul transplant de cord din anul 2015. Pacientul, un bărbat de 47 de ani din județul Neamț, a primit o nouă șansă la viață după ce s-a aflat pe lista de așteptare de mai bine de un an. Ne bucurăm că asigurăm astfel continuitate într-un domeniu de excelență, spunem noi, medicina de transplant, și arătăm că în continuare Institutul Târgu Mureș se face performanță. De data aceasta este vorba de un pacient, receptorul este un pacient în vârstă de 47 de ani din județul Neamț, care suferea de o afecțiune cronică a inimii, cardiomiopatie dilatativă, care era în evidența centrului nostru de peste un an pe lista de transplant. Cordul a fost prelevat la clinica de neurochirurgie din Cluj-Napoca de la un donator bărbat în vârstă de 47 de ani din județul Hunedoara, aflat în moarte cerebrală din cauza unui accident vascular cerebral hemoragic. A decurs fără probleme deosebite și ne bucurăm că în momentul actual pacientul este într-o stare foarte bună, conform așteptărilor noastre, și așteptăm o evoluție pozitivă în continuare. Așa cum am spus, ne bucurăm că o altă viață a fost salvată printr-o procedură deosebit de delicată și care denotă, așa cum am spus, o activitate de performanță din partea întregului colectiv de specialiști din Târgu Mureș. Inima care a ajuns la Târgu Mureș nu a fost singurul organ donat de pacientul care a decedat în urma unui accident vascular cerebral. Ficatul, corneele, rinichii și pancreasul donatorului au ajuns la mai mulți pacienți din țară, reușind să salveze alte vieți omenești.